Eu cred că am reușit să fim cea mai bună secție de tenis de masă din țară, deoarece am avut o strategie foarte bună de la început. Ne-am propus obiective mari încă de la înființarea acestei secții și tot timpul am fost perseverenți și am crezut atât în jucători cât și în întreaga echipă. Tenisul de masă este unul dintre sporturile de mare succes în ultimii ani la clubul nostru. Steaua București se poate lăuda cu jucători de top mondial și european precum Bernadette Cioc, Elizabeta Samara, Eduard Ionescu sau Darius Movileanu, iar în spatele rezultatelor obținute de aceștia stă un grup valoros de antrenori. Ionuț Seni consideră normale ultimele rezultate ale lui Bernadette Cioc, care a excelat atât la jocurile europene de la Cracovia, cât și în circuitul mondial de tenis de masă. În ultima perioadă la ea s-au observat foarte multe schimbări. Din punctul meu de vedere, au fost schimbări din punct de vedere al încrederii, al atitudinii și a schimbat perspectiva referitoare la tenis de masă și a ajuns să fie o jucătoare profesionistă cu adevărat, să creadă în ea, pentru că, din punctul meu de vedere, ea e înzestrată cu foarte mult talent, doar i-au lipsit acele rezultate și încrederea ca să ajungă la ele. Alături de Bernadette, evoluție excelentă în acest an, a avut și Eduard Ionescu, multiplu medaliat la campionatele europene de juniori, iar clubul Roșalbastru va propune cu siguranță în viitor și alte nume de campioni în acest sport. Din punctul meu de vedere, el este un sportiv complex, este foarte perseverent, eu îi și spun... Așa-l porecla lui, spun că e ceas elvețian, pentru că tot timpul își calculează exact tot ceea ce face, este atent pentru vârsta lui, mi se pare că este un copil deosebit, un sportiv cu mare potențial și mare viitor. Noi avem aici o pepinieră foarte bună, cred că mai avem sportivi care poate să livreze performanță la nivel înalt, l-avem pe Darius Movileanu, Andrei Strate, Andreea Dragoman și foarte mulți juniori care până acum au reușit să aducă rezultate foarte bune la nivel internațional, dar cred că cu multă muncă și perseverență, ca până acum, cred că și ei o să reușească să ajungă la foarte mari rezultate și performanță. Tehnicianul Ionuț Seni petrece zilnic 7-8 ore în sala de antrenamente. E mereu gata să ofere indicații inspirate și este convins că fără multă muncă nimeni nu poate reuși. E nevoie de talent, în primul rând. La noi talentul nu este doar contactul cu mingea la mână, este și fizicul foarte mult contează, viteza de reacție, agilitatea. Din punctul meu de vedere, este foarte important să ai imaginația bogată, să fii creativ, pentru că tot timpul trebuie să surprinzi adversarul. După aia, trebuie un sportiv să muncească foarte mult ca să reușească, cred că asta este cel mai esențial. Și nu în ultimul rând, cred că trebuie să aibă o mentalitate foarte bună și să fie foarte puternic psihic. Cât de mult te enervează când cineva numește acest sport ping-pong și nu tenis de masă? Da, este și acesta un subiect sensibil, pentru că comparația asta poate nu este tocmai adecvată. Când ne spune cineva ping-pong, a, tu joci ping-pong, tu voi sunteți la ping-pong, nu, noi suntem la tenis de masă, pentru că este un sport profesionist care implică foarte mult efort, mai mult decât se vede la televizor sau cu ochiul liber. Poți spune cu certitudine că ai în sală cel puțin un sportiv care va putea cuceri o medalie la Jocurile Olimpice? Eu cred că am mai mult sportiv în sală și cred în chestia asta că am mai mult sportiv care poate să cucerească o medalie la Jocurile Olimpice. De fapt, noi pentru asta ne antrenăm, asta ne-am propus. Sperăm și credem că anul viitor o să reușim să cucerim o medalie. Este unul dintre obiectivele noastre majore pe termen lung. Și pregătim și juniorii noștri, care sunt, din punctul meu de vedere, niște băieți excepționali, cu potențial foarte mare și cred că o să reușească și ei să câștige o medalie la Jocurile Olimpice. Eu sunt Steaua București!